În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Praznicul sărbătorii de astăzi încununează munca, osteneala, lucrarea, străduința, mărturisirea și trăirea dreptei credințe a celor trei erari, Vasile, Grigore și Ioan, așa cum altă dată Sfinții Spiridon și Nicolae încununau cu succes lucrarea sinodului de la Niceea. În momentul de față, atât Vasile cel Mare, cât și Sfântul Grigore și Ioan Gură de Aur prind și ei lucrarea arianismului în vremea lor și sunt strașnici apărători a ceea ce înseamnă dreapta credință. Despre viața personală rămân la fel la ideea că e bine să citim în Vețile Sfinților, doar atât trebuie să știți că Ioan Gură de Aur a fost vreo 6 ani patriarhul Constantinopolului, fiul lui Secund și Antuzas. Antuza va fi și ea trecută în rândul Sfinților, va muri de tânără, tot din pronia și lucrarea lui Dumnezeu, ca fiul ei să poată înainta în lucrarea Logosului Divin, în temelia bisericii, prin faptul că el va alege viața pusnicească, viața călugărească, va alege preoția, va alege arhieria și în cele din urmă va fi cel mai mare eritor al creștinătății. Va tâlcui aproape toată Sfânta Scriptură. Nu mă voi repeta explicându-vă ceea ce am spus și altădată, ci voi spune doar atât. Ioan Gură de Aur rămâne modelul absolut de sfânt și sfințenie. Dacă vreți o minune autentică sau vreți un sfânt autentic, în ziua de astăzi vedem capul la mănăstirea Vatopedu, cu urechea la care a șoptit Apostolul Pavel, dar vedem și auzim ceea ce n-a văzut nimeni niciodată. Când Teodosie cel Mic intră la conducerea Imperiului Roman, gestionat, bineînțeles, ca regent de soră sa Pulheria, primul lucru pe care îl face patriarhul Constantinopolului Procul, un ucenic al marelui Ioan Gură de Aur, spune așa: ar fi bine să aducem moaștere Sfântului acolo unde îi se cuvine să fie, de unde a fost izgonit. S-au dus cu mare evlavie și nici n-au putut muta Sfântul din loc. Atunci Teodosie a scris o scrisoare de iertare în numele părinților săi care au abuzat de puterea împărătească și de neglijența față de disciplina Imperiului și i-a citit-o Sfântului ca și cum ar fi viu. Și atunci moaștele s-au lăsat aduse spre Constantinopol. Au plecat corăbiile pe mare să aducă moaștele, însă corabia în care trebuia să urce Sfântul n-a trecut și n-a putut pleca mai departe de țărmul unde era via văduvei pe care o luase Eudoxia cu forța a calintropiei. Deci Sfântul a vrut să arate că și după moarte s-a gândit la nedreptatea făcută de împărăteasă care avea un imperiu întreg și s-a lăcomit la via unei văduve. El o mustră pentru acest lucru și își atrage opropriul public. El va urî tot timpul pentru că i-a atras atenția că își făcuse o statuie de argint, vrea și ea cinstită ca și zeie. A folosit o expresie destul de dură. Iată altă irodiadă care vrea să fie măreață precum cea de demult care tăia capul botezătorului Ioan. Femeia a auzit, plină de otravă, că așa e genul când zgândărește o viperă, și atunci, prin consilierii imperiale, a reușit să-l mute în surghiun la Cucuze, la Cumane, unde acolo s-a și săvârșit, pentru că pe drum a și pătimit niște loviri, niște bătăi, niște chinuri de la cei care îl duceau, tot din porunca împărătesei, ca el să nu se mai poată vreodată întoarce întreg. Știi, cine te distruge, te vrea și mort, că dacă ești viu, îl deranjează, îi stârnești răutatea, invidia. Și aducând moaștele în Biserica Sfinților Apostoli din Constantinopol, ce era acolo la biserică? Era și mormântul Eudoxiei, care tot timpul ferbea ca o oală la foc, clocotea placa de la mormânt să mișca, parcă era cu tremur. Și ăștia știau că e pedeapsa Sfântului. Și atunci când Ioan a intrat în biserică și au fost aduse moaștele să fie puse în altar, poporul striga: ia-ți, Ioane, scaunul tău. Și mare minune, se întorc moaștele spre popor, de 33 de ani adormit,
se ridică în picioare, binecuvintează poporul și spune în cuvinte omenești: iertare poporului, iertare împăratului, iertare Eudoxiei. Și în clipa aceea piatra de pe mormânt s-a liniștit. Dacă vedeți minuni de genul ăsta, atunci v-ați întâlnit cu sfinții. Dacă întâlniți camătorii de astea ieftine, cum vedeți noi în secolul ăsta nostru, 21, că s-a înverzit busuiocul, că s-a mișcat perdeaua, că s-a mișcat veșmântul, că a clipit din degetul mic sau nu știu ce, astea sunt povești. Simple coincidențe și confecțiuni nescripturistice, nepatristice, nedogmatice, neteologice, neortodoxe. Dumnezeu nu are scamători și fachiri, ci are sfinți. Ce întreabă în Molifta Sfântului Vasile? Cine este Dumnezeu? Mare ca Dumnezeul nostru. Tu ești Dumnezeu cel ce faci minuni. Deci minunat este Dumnezeu întru sfinții săi. Dacă El a făcut minuni și sfinții Lui pot face minuni. Punct. Nu intrăm în discuții inutile. V-am explicat acest lucru despre Sfântul Ioan, care a trăit aproape 60 de ani și s-a stins din viață și a lăsat în urmă o vastă operă. Tălcuirea Evangheliei la Matei, omilii la facere, tălcuirea Epistolei Apostolului Pavel și un 60-70% din textele Sfintei Scripturi. O monumentală operă de cunoaștere a lui Dumnezeu. Aici vin și mă adresez celor care nu au sfinți, mă adresez celor care nu au moaște, mă adresez celor care nu au icoană, mă adresez celor care nu au cruce, celor care nu au biserică, care nu au taine. Oare cum poți să cunoști un Dumnezeu în profunzimea Lui dacă nu-i cunoști autenticitatea? Cum ar putea un om care ar primi o diplomă de cardiolog, dar n-a pus în viața lui mâna pe o inimă sau pe un bisturiu, să facă chirurgie cardiacă sau vasculară sau abdominală sau neurologică, doar că are o diplomă în mână? Așa sunt și acești creștini părâți care se crede ei sfinți prin propriași putere, că ei consideră că s-au umplut de Duhul Sfânt, consideră că s-au lepădat de omul vechi, consideră că au îmbrăcat o viață nouă, consideră că sunt desăvârșiți, consideră că vorbesc cu Duhul Sfânt, consideră că vorbesc în limbi, consideră că ei pot face orice. Nu, fraților, nu puteți face nimic, vă amăgiți pe voi înșivă. Sfinții fac minuni numai când ajung la măsura dumnezească. Când ating atributele divine și se aseamănă cu Dumnezeu, chip și asemănare, din clipa aceea sunt sfinți. Și aceștia îi trece Dumnezeu în cartea vieții. Nu o spun eu, o spune Evanghelistul Matei în două exprese. Sfinții vor judeca lumea și iarăși spune lui Petru, nu te bucura că scoți draci, nu te bucura că vindești bolnavi, că izgonești duhuri. Bucurați-vă că am scris numele voastre în cartea vieții. Asta e esența pentru care noi trăim. Fiecare creștin este o coală albă de hârtie, un A4 sau un A3, are o ramă frumoasă care e trupul nostru, iar acea hârtie e haina de botez. Pe ea ne pictăm singuri propriul nostru chip interior. Bunătate, frumusețe sufletească, blândețe, milostivire, îngăduință, răbdare, smerenie, pace, curăție, facere de bine, neținerea mintea răului. Acestea sunt roadele Duhului Sfânt. Unora ca acesta nu este lege. Le-a găsit Dumnezeu când a pus șablonul divin peste chipul nostru, ca la circulație, ai trecut grila, nu? Du-te în stânga că nu știu cine ești, ai picat examenul. Îl lăsăm pe Sfântul Ioan Gură de Aur și îl luăm pe Sfântul Grigore, teologul, mare și profund teolog prezent la Sinodul 2, din Grigorie și nona, Grigorie păgân, prin convertirea și munca soției sale devine episcop creștin și se convertește prin lucrarea parcă Evseve, nu știu cum îl cheamă, un episcop extraordinar de înțelept al zonei respective din Capadocia, și avându-l pe Grigorie, acesta studiază cele mai înalte studii și Ioan Gură de Aur s-a format la școala antiohiană, s-a format și la școala păgână, deci a învățat aproape toate și era cel mai distins sau cel mai bine format în elocință, oratorie și filozofie. Deci de aceea și discursurile sale și traducerile sale și omiliile sale și învățăturile sale sunt de o fină și înaltă calitate teologie. Grigorie, la fel, se împrietenește cu Sfântul Vasile cel Mare,
îl vizitează acolo în pont, unde avea o mănăstire, îi place atitudinea ascetică, îi place modul de a fi al lui Vasile, împropriază din el și începe să devină și el un ascet al propriei persoane, dar se pregătește din nou la școlile atât creștine cât și cele păgâne, Atena și Alexandria, și în momentul în care se întoarce la casa părintească, tatăl îl face fără voie preot. Nu își dorea, el nu ținea la hirotonie, dar să-l ajute la treburi, un fel de secretar al nazianțului acolo. Peste puțin timp este ales patriarh în Constantinopol. Nedorit de unii, dar nu avit după putere. Demonstrația lepădării de sine, demonstrația curățeniei sufletești și a bunătății sufletești și a caracterului perfect, format teologic, spune Vagre, vrei să fii teolog, roagă-te, vrei să te rogi, ești teolog? El când vede frământătura pe care o au creștinii, spune așa, da, de ce să tulbur eu marea? Căutați-vă omul potrivit și va sta în acest scaun. Eu mă retrag, am ce face. Și spune, dacă Iona s-a aruncat în mare și marea s-a liniștit și nu s-a răsturnat corabie, de ce aș face eu probleme bisericii când Hristos contează mai mult decât mine? Se retrage pe moșia de Nazians, scrie imne dumnezeiești, este recunoscut astăzi și cercetat de toată structura aceasta teologică învățătorească a elevilor în Biblie, de protestanți, care sunt foarte curioși să afle de ce el este supranumit teologul, nu numai pentru că a participat la Sinodul II, ci pentru faptul că atunci când a venit în Constantinopol, a găsit o singură biserică neariană, iar la plecare, după 8 ani de străduință, a lăsat în jur de, spune că, sunt două variante. Într-una spune că a lăsat 12 arieni, în una spune că a lăsat o singură biserică ariană, adică aveau și ei un loc. De ce amintesc lucrul ăsta? Cele 5 cuvântări teologice, așa se și numește cartea sa de referință, în care el vorbește despre Sfânta Treime, despre Dumnezeu, despre lucrarea și pronia divină și toată taina Treimii, îl ridică la rangul de teologul pe lângă imnele pe care le scrie retras în pustie și moare în jur de 80 de ani, liniștit, spune că uscățiv puțin, e o descriere acolo frumoasă, scurtă, în 3 cuvinte, cu tenul puțin palid, cu un nas mai turtit, ușor pleșuv, blând, plin de bucurie pe chip, vesel și liniștit și obișnuit să tacă și să gândească. Un teolog gândește. Și rămâne Sfântul Vasile cel Mare, cel de-al treilea, care vine din 9 frați, din care, dintr-o familie de 10 persoane, 5 sunt sfinți. Vasile și Emilia, bunică sa Macrina, soră sa Macrina, după aceea este Navgratie, pusnic făcător de minuni, Grigore Denisis și ar mai fi, să vedem, Sfântul Vasile, mai este cineva, dar cred că am uitat eu, n-am fost, Petru de Sevastie. Deci am explicat lucrul acesta, așa am amintit, ca să vedeți că acolo unde există o bătrână care știe să educe copiii, familia ce are biserica în casă. Tocmai această bunică i-a crescut pe toți credincioși, bineînțeles din părinți credincioși, și în felul acesta Vasile se școlește și el la rândul lui, și în Marea Atenă, și în marile școli creștine, cât era nivelul pe atunci, și este ales ca episcop în Cezareea Capadociei. Spre placul unora sau spre placul multora, el nu stă în această funcție mai mult de 6 ani. În acești 6 ani face o adevărată revoluție spirituală. Începe întâi cu dezordinea eparhiei, arianismul care făcea ravagiu peste tot. Era în timpul lui Iulian Apostatul și a împăratului Valens, care acest Valens era un sincretist din ăsta, care nu avea nicio treabă, un păgân prin convingere, iar Iulian Apostatul avea un fel de decizie, lasă-i să bată între ei, cine biruiește, aia e religia cea mai bună. Adică era un fel de, cum îi spunem noi azi, ecumenism. Nu era ecumenism, că era de fapt un atac forțat, un fel de prozelitism cu forța. Sfântul Vasile cel Mare le demonstrează că religia ortodoxă
sau credința ortodoxă este o stare de fapt din care nu lipsește Dumnezeu. Arătându-le arienilor că o biserică se poate lua cu rugăciunea, nu cu sabia sau cu forța. Bineînțeles că s-au rușinat, au înțeles cine e Marele Vasile, au lăsat-o mai încet. Iar după aceea Sfântul Vasile s-a apucat de reorganizat monahismul după propria ștrăire, a ceea ce a făcut el până să fie episcop. Și a scris reguli mici și reguli mari, carte pentru monahi, ce au de făcut, ce trebuie să facă, cum trebuie să facă și ce trebuie să facă ca să se mântuiască, ținând cont de vechile rânduieli monahale care aparțin îngerului când le-a dat Sfântului Pahomie în pustie și a arătat cum trebuie să mănânce călugru, cum să îmbrace călugru, ce trebuie să facă călugru, cum trebuie să poarte călugru. Mai sunt rânduielile lui Benedict de Nursia, mai sunt rânduielile cuviosului Calnic și Gheorghe Lacernica, de-a lungul vremii noi avem niște rânduieli, rânduielile atonite, deci ele, unele au evoluat, unele s-au elaborat, unele s-au sintetizat, unele s-au rafinat, dar finalul rămâne acesta, acest soi de draci este cu rugăciune și cu post. Și ca să postești, trebuie să postești, ca să te rogi, trebuie să te rogi, ca să fii credincios, chiar trebuie să demonstrezi, este la un moment dat, cred că Apostolul Pavel spune, sau poate nu o spune Pavel, să nu spun o greșeală, vreau să-ți arăt credința din faptele mele, nu să-mi arăți credința din vorbele tale. Ce se întâmplă? Teorie știm toți, practica ne omoară. Apostolul Pavel spune clar, nu eu trăiesc, Hristos trăiește în mine. Apostolul Pavel spune, eu vreau ca toți să fie ca mine, știu că asta nu se poate, dar vă arăt o cale care le întrece pe toate. Și dă definiția dragostei. Aici la definiția dragostei mă voi opri pentru a 1.011, a 20.000 oară și voi repeta același lucru. Când se vorbește în biserică de dragoste, cei care ascultă au impresia că nu-i vorba despre ei. Pentru fiecare la noi în parte este vorba de dragoste. Toți avem un drac interior care ne freacă psihologic și sufletește și ni se pare că dreptatea e numai de partea noastră, că corectitudinea e numai de partea noastră, că perfecțiunea e numai de partea noastră. Atâta timp cât tu ai o haină fină de mătase și o atingi de ceva și scoate scame, înseamnă că încă ai colțuri de revizuit. Așa că la capitolul acesta trebuie să ne punem toți la punct, pentru că avem trei mari pietre de poticneală care nu ne vor lăsa să trecem de ușa cerului. Una, milă voiesc, chiar nu jertfă, poți să bați mătănii și să postești până te usuci, dacă ești răutăcios, nu intri în rai, clar, nu te bagă postul și rugăciunea în rai, ci numai te duce până la ușă și îți arată calea. Doi, jertfa lui Dumnezeu, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi, categoric negru pe alb, adică fără să fii bun, că bun este Dumnezeu, n-ai nicio șansă de rai, nu judeca să nu fii judecat, a treia categorie care e cea mai periculoasă din toate, și eu mă trezesc judecând fără să vreau și uneori mai iau peste bot, când zice, băi, dar de ce judecați? Băi, zic, analizam, dar îmi dam seama că judecam. N-ai dreptul să judeci, domnule. Fiecare știe și de ce e prost, și de ce e deștept, și de ce e nebun, și de ce e bogat, și de ce e sărac, și de ce e ateu, și de ce e sclintit, și de ce e gnostic, și de ce e neomarxist, și de ce e ateu. Nu-i treaba noastră, lasă-l pe Dumnezeu să-l cântărească el. Nu avem dreptul acesta, nu ni se îngăduie nouă să dăm sentințe. A spus Dumnezeu, cine judecă mai înainte de mine, Antichrist este. Cine judecă pe aproapele său și spune că iubește pe Dumnezeu, mincinos este. Și ultima, cea mai grea, tot Iisus o spune, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima, că altfel n-aflați odihnă sufletelor voastre. Adică cât timp, repet și am mai spus-o odată undeva cu ocazie, nu-mi amintesc, povestea aceea modernă cu capra vecinului are întrânsa trei săbi ascuțite. Pe tine nu te interesează cine ți este vecin, saluți pe oricine trece pe drum, nu te interesează dacă are sau nu capre, că nu le hrănești tu, și nu te interesează să știi ce fac caprelui, dacă îți vii sau moarte, și trei, dacă erai un om etic, tu nici nu te interesa dacă îi vie sau moarte, tu vezi-ți de capra ta. Avem noi fiecare câte o capră în interior care trebuie să o dresăm, să o prefacem în oaie. Că așa a spus dracul către pusnic. Auzi, pusnice, spune Hristos al vostru că împarte turma în două, capre și oi, și întreabă pe pusnic în mod viclean, care sunt oile și care sunt caprele? Și ce răspunde pusnicul, cât de curat? Eu sunt capră, oile le știe Dumnezeu.
Hai să ne vedem de capra noastră care nu-i moartă, e râioasă și umple și pe alții. Asta să avem grijă. Și cea din urmă, ultima piatră, cea mai grea din toate, rugăciunea Tatăl nostru, de care de cele mai multe ori mi este frică de ea, pentru că are întrânsa cheia tuturor dintre noi. Și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Dacă e după asta, rar intrăm în rai. Poate unul la 1000, sau poate unul la 10.000, sau poate unul la 100.000. De ce? Fiecare dintre noi avem ghimpii noștri față de alte persoane și nu putem ierta sau ținem ranchiună și drăcovenie în interior. Ei, acesta este un motiv ca rugăciunea când o rostește în fața lui Dumnezeu, chiar dacă noi nu vedem, Dumnezeu să facă așa. Asta nu e rugăciune, ești un mincinos. Deci trebuie să avem mare grijă. Trebuie să scoatem acest drag din noi. Degeaba căutăm noi, îmi spunea cineva într-o zi, tot așa într-o discuție personală, Părinte, dar uite ce scriu greci în patristica cutare, uite ce scriu nu știu care în cartea cutare, uitați în textul vechi, lasă-vă că nu-ți cere Dumnezeu ție la judecată să-i explici ce a scris Origen și cu nu știu cine. Pe tine te întreabă la judecată de ce ai urât, de ce n-ai făcut milostenie, de ce ai lăsat însetatul neadăpat, golul dezbrăcat, flămândul nehrănit și bolnavul necercetat. Nu te întreabă pe tine ce a tâlcuit Vasile cel Mare și Grigore. Da, ei sunt reperile bisericii, ca să știi tu care e adevărul, dar tu trebuie să știi ce înseamnă fapta bună și omenia. Dacă n-avem chipul lui Dumnezeu noi, blândețea, ați văzut cât de mușcat s-a simțit acel individ, învățătorul de lege, când Iisus a dat pildă că samarineanul a luat pe cel rănit și l-a dus la casa de oaspe. Și a întrebat, cine a făcut bine cu el? De dracul lăuntric din el n-a putut pronunța cuvântul samarineanul. Cel de alt neam. La Dumnezeu nu sunt cei de alt neam. La Dumnezeu așa sună formula iubirii. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Deci Iisus a venit pentru orice om, de orice unde. Nu contează că e armean, că e țigan, că e evreu, că e păgân, că e musulman, oricine ar fi el, oricine ar fi el, Dumnezeu, dacă se roagă, îl ajută. Gândiți-vă, doar de simplă chestie, am povestit-o odată, dar asta ca idee, așa, să lege de ideea noastră. Era un sultan cu cadâna stearpă. Și a aflat că creștinii merg la Atos, la Sfânta Ana, și că cine se roagă la Sfânta Ana îi dă copii. Și a dat creștinilor să ducă și lui darul pomelnic, că s-au dus călugării zeloși, perfecți, te pui tu cu adevărul, invederat în haine negre, a aruncat tot, ce noi luăm de la păgâni, deci noi facem rugăciune pentru păgâni. Sultanul, dacă a văzut că trece o vreme și nu îi aduce nimeni răspunsul la ce a trimis el la Atos, a trimis el personal niște creștini și a spus așa, mergeți la părinții de acolo să-mi dea și mie ulei de la can de la Sfinte Ana, anafură de acolo și aghiazmă de acolo, că vreau sultana mea să facă copii. Dacă nu mi-aduceți acestea înapoi în dar, vă tai capul și mă duc și prad și mănăstirea și o distrug. Ăia de frică ce au zis? Bă, să nu călcăm noi legea ortodoxă. Ia să scăpăm de nenorocitul ăsta să nu ne facă vreun rău. I-au pus apă obișnuită într-o sticlă, i-au pus pâine tăiată într-o sticlă, i-au dat ulei de oricare într-o sticlă și a spus, du-i sultanului că rămâne sultana gravidă. Cu atâta evlavie a respectat sultanul tipicul care l-a primit de la Atos, că sultana i-a făcut copii. Nu era nici botezat, nu era nici ortodox, nu știa nici Tatăl nostru și nici crezul, dar avea credință. Și atunci Dumnezeu a căutat și Sfânta Ana la credința lui, nu la duhul literii acela sucit, acela iezuit cu care noi ucidem pe oricine cu limba. Și a arătat că dacă crezi, Dumnezeu te poate ajuta. Uită-te în sus la cer și vorbește cu el, că el știe ce are de făcut. Și sultanul bucuros nevoie mare a dăruit o candelă frumoasă din argint și spoită cu aur și cu pietre scumpe, cu nestemate, dar negustorul, dacă era creștin, cum să facă toată cantitatea să nu-i rămână nimic? A furat din greutatea candelei, că a zis așa, câtă greutate are copilul, atât argint și aur trebuie să fie în candela respectivă. Și lipsea. Și atunci sultanul a pus un ou de smarald ca să se completeze ce a furat negustorul. Că trebuie să-i rămână și negustorul ceva, că era ortodox. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că Sfântul Vasile cel Mare demonstrează acest lucru prin faptul că face niște minuni pe care nimeni nu le-a făcut. Era mort în sicriu, se sfârșise din viață,
Și vine evreul la el pe care îl convertise spre creștinism și spune: păi Vasile, m-ai lăsat de minciună, ai spus că tu vrei să mă botezi, mă, eu ce fac? S-a sculat Sfântul Vasile din Sicriu, i-a făcut taina botezul și apoi s-a culcat și a dormit, cum îl vedem până astăzi. Deci acestea sunt minunile. Plus că a organizat viața creștinilor și aici vorbim prima dată de doctorul și de medicamentul cu care noi ne vindecăm când suntem bolnavi. Primul medicament e Euharistia, primul doctor Hristos, el spune pentru prima dată cei bolnavi au nevoie de doctor, nu cei sănătoși. Când au avut leproși și lepră, le-a spus: mergeți și vă arătați preoților, adică prin biserică poate să-ți vină curățirea, că trebuie să curăți întâi sufletul de apăsările rele. Și s-au curățit mergând pe drum, tot pentru credință, dar n-au mai mulțumit la fel. Și organizează acele vasiliade în care Sfântul Vasile pune așa, cumpără clădiri, cum face preotul ăsta Damaschin de la Cuza Vodă. Deci cumpără case și pune necăjiți în ele, dar nu se iei proprietari ca să le poată vinde sau așa. Are pământ, îi pune să lucreze, să-și câștige pâinea, dacă le-ai dat pământul ar vinde, că munca e grea și udă. Și în felul acesta, el pune comunitatea creștină în disciplină și în rânduială. Muncește și te roagă. Ai grijă de sănătatea trupească și sufletească și așa ești plăcut lui Dumnezeu. Avea 59 de ani sau 49 de ani când a plecat din viață, foarte tânăr s-a stins, dar în schimb a lăsat o vastă operă și cartea cea mai de referință frumoasă a Sfântului Vasile, cu care am putea spune că ne mândrim, pe lângă omiliile sale la facere, titlul cărții se numește Hexaimeron, sau Facerea Lumii în 6 zile. Una din cele mai filozoficești cărți ale secolului 4-5, nu azi când avem cultură cu ghiotura, știință cu ghiotura, descoperire cu ghiotura. Și de mare referință teologică rămasă în podoabele sau în salba de valori ale bisericii până în zilele noastre. Cam aceștia sunt acești sfinți trierari, iar sărbătoarea lor e legată de o singură chestiune. Cum fac și oamenii astăzi? Unii sunt cu părinte Arsenie Papacioc, unii sunt cu părinte Cleopa, unii sunt cu părinte Teofil, unii sunt cu părinte Iustin și și-au făcut tabere. Și atunci Ioana Alev Haitelor îi se arată cei trei ierari și spune așa: Ioane, mergi și spune oamenilor că noi în fața treimii suntem unul și același. Dacă vorbește unul, secundează ceilalți doi. Dacă vorbește celălalt, îi secundează ceilalți doi. Niciodată nu suntem despărțiți la slujba pe care o aducem treimii în Biserica Biruitoare din Cer. Și adună o singură sărbătoare ca oamenii să nu mai stea împărțiți încete și dezbinați. Că erau ionitenii, vasilienii și gregoritenii. Și atunci, pe data de 30 a sfârșitului lunii, pentru că 3 de la cifra 3, îi unește pe toți cei trei ierarhi și în felul acesta avem sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi de astăzi. Și avem și în Iași Biserica Trei Ierarhi a domnitorului Vasile Lupu, capodoperă arhitecturală, și sunt nenumărate biserici care poartă hramul acesta, Vasile Grigore și Ioan, sau unele poartă hramul Sfântului Vasile. Avem în Iași cu hramul Sfântului Ioan Gură de Aur, avem și cu hramul Sfântului Grigore, teologul, dar nu asta este interesant. Este interesant că ei, din secolul 4-5 și până acum, stau la temelia bisericii ca fondatori ai teologiei ortodoxe, corecte, drepte, mărturisite, absolute și întemeiate pe dogma treimii și a puterii Duhului Sfânt. Aș încheia prin a vă spune doar atât. Cei care poartă numele de Grigorie să fie demn de el, cei ce poartă numele de Vasile să fie demn de ei, cei ce poartă numele de Ioan să fie demn de acest nume și să-l sărbătorească prin spovedanie și în părtășanie, să-l spovedească printr-un acatist sau printr-o mulțumire și o să întrebați ceea ce e o mulțumire. Cumpere-o, pâine-o proaspătă și o dai unui sărac. Cumpere un pachet de biscuiți și o dai unui copil. Domnul ia de sănătatea mea că mă cheamă și pe mine Vasile. Și după aceea poți să bei și un pahar de vin sau să sufli într-un tort sau să petreci cu familia, cu cunoscuții, cu prietenii la o onomastică, dar nu înainte întâi de a da slavă lui Dumnezeu că porți acest nume, că ai ocrotirea acestui sfânt, că ești conștient de capacitatea lui spirituală și de acoperirea lui și de umbra lui spirituală asupra ta
și că ești un mărturisitor demn, cinstit, adevărat, vertical, treaz, cu ochii deschiși, cu mintea limpede, că faci parte și ești tu mădular al Bisericii lui Hristos. Eu v-aș putea spune multe, dacă să nu vă plictisesc, vă zic Doamne ajută și amin.